Continuăm și astăzi să sprijinim familiile afectate de inundații, ale căror bunuri și locuințe au fost distruse sau grav afectate. Oamenii din acele localități au primit deja suma de 10.000 de lei alocați de către guvern săptămâna trecută. În urma unei decizii luate în coaliția de guvernare PSD-PNL, acordăm încă 15.000 de lei cu care își pot înlocui bunurile distruse și, de asemenea, banii pot fi folosiți și pentru achiziția de combustibil pentru încălzirea locuinței. Estimăm că peste 6.000 de persoane singure sau familii vor beneficia de acest ajutor. În plus, alocăm suma de 62 de milioane de lei autorităților locale din Galați. Banii sunt necesari pentru reparațiile de drumuri județene, poduri, podețe distruse sau grav afectate de inundații. În același timp, toate autoritățile sunt mobilizate pentru a lua măsurile ce se impun în funcție de evoluția debitului Dunării. Cel mai important este ca populația să fie informată pe toate canalele. Și aș dori pe domnul ministru al mediului, dacă dorește să intervină, care nu a ajuns, îi dăm cuvântul la sfârșitul intervenției. Mai luăm o decizie importantă, prelungim plafonarea prețurilor la polițele RCA pentru încă 3 luni, până la sfârșitul anului 2024. Luăm această decizie la propunerea autorității de supraveghere financiară. Astfel preîntâmpinăm apariția unor dezechilibre în piață și creșterea prețurilor la aceste polițe auto. Aprobăm și o măsură foarte așteptată în domeniul sănătății, ce asigură continuitate în acordarea serviciilor medicale pentru pacienți. În cazul medicilor de familie, menținem și în ultimul trimestru din 2024 valoarea punctelor per capita și pe serviciu pentru cabinetele de medicină de specialitate din ambulatoriu, începând cu 1 octombrie, majorăm cu 11% valoarea punctului de serviciu. Adoptăm, de asemenea, noi măsuri de sprijin pentru producătorii agricole afectați de secetă și de efectele războiului din Ucraina. Le asigurăm sumele necesare pentru plata integrală de această dată a sprijinului financiar pentru cultivatorii de tomate, usturoi, cartofi și pentru subvenționarea accizei pentru motorina utilizată în agricultură. Suplimentăm bugetul Ministerului Agriculturii cu aproape 900 de milioane. Le asigurăm antreprenorilor plata la timp și fără sincope ajutorilor de stat prin programele IMM Plus. Este vorba de compensarea creșterii accizei la motorină utilizată drept combustibil și ajutoarele acordate în contextul efectelor economice ale pandemiei. Pentru asta alocăm peste 250 de milioane de lei la Ministerul Finanțelor și, în final, aș dori să-l felicit pe domnul vicepremier Predoiu și pe toți cei care au contribuit la reușita operațiunii antidrog de ieri. Este un semnal clar că începem să destructurăm marile rețele de trafic de droguri. În paralel, voi promova alături de doamna ministru a Educației acțiuni și politici antidrog și de prevenție în instituțiile de învățământ și alături de domnul ministru și doctor Rafila ne concentrăm pe intervenția în zona de sănătate și recuperarea celor care, din nefericire, trec prin această traumă. În special, după cum bine știți, foarte mulți tineri, o să rog pe domnul vicepremier, dacă dorește să intervină. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Informez guvernul și opinia publică, Parlamentul, faptul că acțiunile Ministerului Afacerilor Interne ale Poliției Române pentru combaterea traficului de droguri vor continua. Acțiunile pentru combaterea grupărilor de crimă organizată, a grupărilor de interlop, vor continua. Operațiunea de ieri și cele care vor urma nu sunt întâmplări. Acționăm structurat și planificat de luni de zile și vom continua pe durată nedeterminată. Am alocat prioritar în lunile precedente și voi continua să aloc resurse logistice, financiare și umane pentru această luptă. Poliția Română, Poliția de Frontieră, Jandarmeria sunt instructate și vor continua să dea o ripostă fermă și dură
crimei organizate, traficului de droguri și de persoane, migrației ilegale. Cu respectarea tuturor prevederilor legale, dar ferm și dur, lege și ordine. Este o luptă de durată, drogurile și clanurile pot fi învinse, dar prin efort național. Ministerul Afacerilor Interne își va face partea sa. În perspectivă, vom continua să alocăm resurse, vom acționa pentru întărirea statutului celor care luptă cu drogurile și crima organizată. Felicit Poliția Română și Poliția de Frontieră și mulțumesc polițiștilor care au lucrat la operațiunea mediatizată ieri, coordonatorilor acțiunii, colegilor de la Autoritatea Vamală, împreună cu care s-a făcut analiza de risc a cazului, bineînțeles, procurorilor de ICOT și conducerii de ICOT pentru colaborare. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Ar dori de asemenea să le mulțumesc pompierilor, polițiștilor, jandarmilor și militarilor care s-au implicat în zonele inundate și sunt implicați și în acest moment. Sunt peste 1300 implicați de atâtea zile și atâtea nopți pentru a ajuta românii din zonele afectate. Am înțeles că domnul ministru Fechet are o ședință cu cei de la Apele Române. Cu alte cuvinte, după ședința de guvern, o să meargă la presă și o să facă informarea cu toate măsurile care s-au luat și împreună cu Ministerul de Interne, în cazul în care debitul Dunării va crește peste cota de alarmă. Mulțumim mult!